Președintele PNL Petrila, Costel Avram, a prezentat astăzi bilanțul ultimului an de activitate a formațiunii politice. Avram se laudă cu nenumărate realizări, însă acesta are și planuri pentru viitor. Mai exact, el se gândește la alegerile europarlamentare și la alegerile locale din anul 2016, când vrea ca PNL să câștige primăria Petrila. Suntem o echipă aleasă în 7 iunie, una peste alta, iar acțiunile pe care Partidul Național Liberal le-au făcut arată că suntem o echipă omogenă, o echipă care va pune multe probleme pe scena politică a orașului Petrila. Este bine cum am pornit și veți vedea că alegerile din 2014 ne vor prinde pregătiți și ne antrenăm pentru alegerile din 2016, în care prima dată Partidul Național Liberal trebuie să aibă o majoritate locală și primarul orașului să dea. Când a preluat conducerea partidului, în urmă cu un an de zile, organizația locală de la Petrila număra undeva pe la 300 de membri, însă în prezent numărul acestora este sub 200. Pe noi nu ne interesează neapărat cantitate mare de membri, ci calitatea membrilor poate atrage după sine și cantitate. În cadrul conferinței de presă, Costel Avram a ridicat o problemă care îl frământă. Acesta dorește ca primarul orașului Petrila, Ilie Păducel, să-i prezinte un raport vis-a-vis de sumele alocate către capitolul Cultura.